Bună seara și bun găsit la Jurnal, să vedem principalele subiecte ale zilei. Dispute pe rețelele de socializare după ce a fost anunțată candidatura la alegerile locale a lui Mihai Chirica din partea PNL. Conducerea liberalilor din Iași este de negăsit. Nu îl mai vor pe Tudorel Toader, rector al Universității Alexandru Ioan Cuza. Membrii grupului Civic Reset au cerut demisia fostului ministru al Justiției. Investiții britanice la Iași, în plin Brexit, în capitala Moldovei, s-a deschis o nouă clădire a unei multinaționale din Marea Britanie. La inaugurare a participat și ambasadorul Andrew Noble. Percheziții în această dimineață la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Consiliul Județean și 3 primării din județul Galați. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Iași au verificat o sesizare venită de la Direcția Generală Anticorupție Galați. Potrivit DGA, sunt verificate posibile fapte de corupție comise de angajați din cadrul ISU, Consiliul Județean și din 3 primării. Nicio persoană nu a fost ridicată, dar reprezentanții DGA susțin că în zilele următoare vor fi audiate mai multe persoane și în funcție de declarațiile acestora, procurorul de caz de la parchetul militar Iași va decide ce se va întâmpla în continuare. Un tânăr a fost la un pas să-și piardă viața aseară după ce a fost înjunghiat în plină stradă în centrul Focșaniului. Autorul a primit azi mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Un alt incident s-a petrecut în localitatea vrânceană Tătăranu, unde un bărbat a turnat benzină peste soția sa și i-a dat foc. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Era trecut de 8 seara când în centrul Focșaniului un tânăr a fost înjunghiat în plină stradă. Agresorul și complicele său au fost prinși după câteva ore. Ancheta arată că scandalul a izbucnit inițial într-o sală de jocuri. Tinerii se cunoșteau de mai multă vreme, iar între ei existau neînțelegeri vechi. Din sala de jocuri ei au ieșit afară și au continuat să se certe. La un moment dat, unul dintre ei a scos un briceag și și-a înjunghiat rivalul. Acesta este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor sub forma tentativei, faptă prevăzută de articolul 32 Cod Penal, raportat la articolul 188 aliniatul 1 Cod Penal. Punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal potrivit codului de procedură penală, care nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție. Judecătorii au admis cererea parchetului de arest preventiv pentru 30 de zile. Între timp, victima rămâne internată în spital. Bărbatul a ajuns la unitatea de primire urgență a Spitalului Județean Focșani cu plagă înjunghiată penetrantă în hemitorace stâng. În momentul de față se află internat în secția de chirurgie generală a spitalului, sub supraveghere medicală, iar starea lui este stabilă. Și tot aseară, un alt caz care a îngrozit pe toată lumea a avut loc în comuna Tătăranu, unde un bărbat și-a stropit nevasta cu benzină și i-a dat foc. Femeia a ajuns în stare gravă la spital, dar e stabilă. Bărbatul este cercetat de polițiști pentru fapta sa. La Iași, candidatura primarului Mihai Chirica din partea PNL la alegerile locale provoacă dispute aprinse pe rețelele de socializare și primarul Mihai Chirica și-a schimbat declarațiile, afirmând că atunci când va bate palma cu un partid politic, va anunța oficial candidatura. Ieri a spus că drumul său politic va continua alături de președintele Klaus Iohannis. Tot de ieri, conducerea liberalilor din Iași este de negăsit. Scandalul în rândul liberalilor a început ieri cu opostarea deputatului Marius Bodea, care și-ar fi dorit să candideze la funcția de primar al municipiului Iași. El declara că este profund mâhnit și că va solicita colegilor de la centru o decizie în acest sens. Ulterior, primarul Mihai Chirica a transmis un comunicat în care își exprima susținerea față de președintele Klaus Iohannis și de partenerii politici onorabili și profund atașați de valorile europene. Astăzi, subiectul a fost abordat altfel. Deocamdată nu avem nicio opțiune de a candida din partea unui partid politic, dimpotrivă. Îmi continui, să spunem, mandatul de primar, ca primar al tuturor ieșenilor, indiferent de ce culoare politică sunt ei. Au fost o întreagă dezbatere, văd că își dau cu părerea toată lumea despre candidatura mea, dar nu mă întreabă și pe mine nimeni, așa încât ne vedem de drum în continuare și când va fi ceva de anunțat oficial, o voi face personal.
Liderii USR și-ar fi dorit o colaborare pentru alegerile locale cu liberalii ieșeni. Președintele filialei județene, Cozet Chichirău, spune că în condițiile în care Mihai Chirica va fi reprezentantul PNL, orice înțelegere cade. Vrem valori și principii. Eu vreau să avem respect pentru bătrâni, nu chermeze și umilințe cumva. Vreau să-i respectăm pe bătrâni. Vreau să arătăm solidaritatea între adulți, să arătăm susținere pentru tineri și responsabilitate pentru copii. Pentru că dacă noi avem un oraș și o țară poluată, nu putem lăsa nimic în urmă pentru copiii noștri. Deci astea sunt valorile cu care noi mergem, vrem să aducem principiile în Iași, iar blatiștii trebuie să plece acasă. În ceea ce îi privește pe liberalii ieșeni, doar cei din Plan Secund au postat câteva opinii pe rețelele de socializare, în care au criticat această decizie. Liberalii comentează doar pe rețelele de socializare atunci când vine vorba despre candidatura primarului Mihai Chirica din partea formațiunii lor. Am încercat să aflăm un punct de vedere oficial din partea conducerii filialei, însă am fost refuzați. Noapte de coșmar pentru polițiștii ieșeni după o ceartă între o cunoscută artistă din București și iubitul ei ieșan. Un apel la 112 anunța cu jumătate de oră după miezul nopții că Andreea Antonescu nu ar fi fost lăsată să iasă din casă și că ar fi sechestrată de către bărbat. În scurt timp, polițiștii și lucrătorii de la Serviciul de Telecomunicații Speciale au reușit să localizeze blocul de unde s-a sunat, un complex rezidențial exclusivist din zona Copou. Când au sunat la ușa apartamentului, anchetatorii i-au găsit pe cei doi iubiți într-o vădită stare euforică, iar Andreea Antonescu a negat că ar fi sunat la 112. Abia după ce a fost verificat telefonul iubitului, fiu al unui consilier din Iași, s-a demonstrat că apelul la urgențe a fost totuși făcut din acel apartament. Andreea Antonescu a fost amendată pentru apelarea nejustificată a serviciului unic 112. Am fost sesizați de către o femeie de 37 de ani în municipiul București cu privire la faptul că ar avea un conflict cu iubitul său într-un imobil de pe raza municipiului Iași. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul că cele sesizate nu se confirmă. Femeia a negat faptul că a efectuat apelul și a declarat că nu are niciun fel de problemă. Așadar, aceasta a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 4.000 de lei, conform ordonanței numărul 34 din 2008, pentru apelare nejustificată a numărului unic de urgență. Ideea unui nou mandat de rector pentru Tudorel Toader a iritat spiritele la Iași. Astăzi, membrii grupului civic Reset au depus la Registratura Universității Alexandru Ioan Cuza o scrisoare în care îi se cere demisia fostului ministru al Justiției. Până în prezent, el este singurul care și-a arătat intenția de a mai candida pentru funcția de rector. Scrisoarea inițiată de Reset este semnată de peste 1300 de absolvenți ai Universității Alexandru Ioan Cuza, la care se adaugă alte peste 30.000 de semnături din întreaga țară. Această scrisoare a fost inițiată de grupul civic Reset în timp ce domnul Toader era ministru al Justiției și în același timp rector autosuspendat al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Noi am continuat să strângem semnături în toate aceste luni, am reușit să strângem peste 1000 de semnături ale absolvenților Cuza și peste 30.000 de semnături prin campania mea de click, peste 30.000 de semnături ale cetățenilor din toată țara. Acolo se mai regăsesc chiar și unii absolvenți care nu știau de scrisoarea noastră. I-am cerut în mod direct demisia domnului Toader pentru prejudiciul de imagine pe care îl aduce universității. Odată cu depunerea semnăturilor, membrii Reset au afișat un banner care conține numele tuturor celor care cer demisia actualului rector. Noi suntem ambasadorii universității atât în țară cât și în afara țării și mereu vorbim și încurajăm tinerii să vină la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Suntem întrebați ce se întâmplă acolo și cât va mai rămâne domnul Toader în funcție. În toată acțiunea pe care le-am început, atât ca ministru al justiției, decredibilizând nu numai imaginea universității la ansamblu, dar mai ales imaginea școlii de drept din Iași și totodată în modul în care și-a folosit abuziv funcția de rector în momentul în care s-a întors pe la Ministerul de Justiție, înțelegând să facă uz de poliție, de stază și de tot felul de instrumente de presiune împotriva tuturor celor care l-au contestat. Printre semnatarii scrisorii se numără avocați, judecători, oameni de afaceri, medici, aitiști, profesori, cu toți absolvenți de Cuza. Alexandru Cohal și-a luat licența în litere în 1999, iar în 2000 a plecat în străinătate pentru a lucra în cercetare. În prezent, este cercetător la Institutul de Filologie Română Alexandru Filipide din Iași și unul dintre cei care, prin semnătura sa, îl amendează pe actualul rector.
În prezent, Comisia de Etică încă se gândește, Dracuza, dacă Tudor Toader și discipulii lui au plagiat. În momentul în care asupra ta, ca rector, da, plutește această suspiciune de neetică, da, de plagiat, este musai să faci un pas în spate. Se întâmplă asta în străinătate, trebuie să se întâmple și în România. Deci rectorul actual al Universității Alexandru Ioan Cuza, tocmai pentru că reprezintă această instituție de învățământ importantă la noi, trebuie să meargă acasă. Sau să fie pur și simplu un profesor și să-și rezolve problemele în justiție. Nu este prima acțiune de acest fel. La începutul lui 2018, grupul civic Reset a organizat două proteste în fața universității, la care au luat parte peste 200 de persoane. Iar un an mai târziu a transmis tuturor universităților partenere ale Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași părerea ONG-ului despre acțiunile rectorului Toader. Asupra lui și a discipolilor lui tronează suspiciunea de plagiat. Suspect este și felul în care fiul său a fost angajat în cadrul facultății de drept de pe perioadă determinată pe nedeterminată, fără să dea concurs, ci beneficiind de ordonanță de urgență. Pe finalul lui 2019, Reset a cerut retragerea rectorului din Comisia de la Veneția și tot atunci 28 de grupuri civice din întreaga țară și din diaspora au cerut Senatului să-l demită pe Tudorel Toader. El a fost ales rector în 2016, autosuspendat 2 ani în perioada exercitării mandatului de ministru între 2017 și 2019. Rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza nu a avut nicio reacție la protestul celor din grupul civic Reset. Semnăturile pe care aceștia le-au strâns și scrisoarea pe care au înregistrat-o în această dimineață la registratura universității nu au smuls niciun comentariu din partea dumnealui. El se pregătește însă pentru un nou mandat de rector. De luni începe depunerea candidaturilor la Biroul Electoral Central, iar pe data de 11 martie vor avea loc alegerile pentru funcția de rector a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Se îndreptau spre școală, dar au ajuns la spital. Mașina în care se aflau 4 tineri din Botoșani s-a izbit într-o căruță. Elevii au vârste cuprinse între 15 și 18 ani. Ei au fost răniți în urma impactului puternic. 2 dintre ei au rămas încarcerați în mașină și au avut nevoie de ajutorul salvatorilor. În momentul de față, starea lor este stabilă, dar au rămas în spital sub supravegherea medicilor. Poliția efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În momentul producerii accidentului, cei 4, șoferul de 18 ani, 2 pasageri de 16 ani și unul de 15 ani, se îndreptau spre liceul Ștefan cel Mare din Vorona. La un moment dat, în fața autoturismului, a ieșit de pe un drum secundar, fără să se asigure, o căruță. În urma impactului, atelajul a fost rupt în două, iar căruțașul, în vârstă de 20 de ani, a scăpat ca prin minune. La fața locului au ajuns 4 echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Botoșani cu auto specială de descarcerare, una cu apă și spumă, auto specială transport personal și victime multiple și ambulanța Team Smurd, precum și un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță. 2 dintre cei 4 tineri au rămas încarcerați. Victimele au fost preluate de ambulanțe și transportate la Spitalul Județean de Urgență Mavromati. Potrivit cadrelor medicale aflate la fața locului, toți cei implicați în accident erau conștienți. Șampanie pentru play-off. Botoșănenii au sărbătorit astăzi victoria. Detalii imediat în rubrica Sport. Persoanele suspecte de infecție cu noul coronavirus din județele Moldovei vor putea fi diagnosticate la Iași. Spitalul de boli infecțioase are de acum în dotare kiturile necesare pentru stabilirea rapidă a cazurilor suspecte de coronavirus. Până acum, singurul spital unde erau realizate aceste teste era Institutul de boli infecțioase Matei Balș din capitală. Alături de Iași și București și Spitalul de boli infecțioase din Cluj a primit kiturile necesare de pistării. Personalul spitalului ieșan a fost instruit cu privire la utilizarea lor și a echipamentelor de protecție. Iașul este nominalizat împreună cu Clujul pentru a diagnostica infecțiile cu noul coronavirus și în această dimineață am primit kiturile pentru a putea diagnostica și aici, nu neapărat la București, infecția cu noul coronavirus. Cu buget, dar cu lipsuri mari. De astăzi, aproape 500 de milioane de lei este bugetul județului Vrancea. Deși e mai mare ca cel de anul trecut, sunt multe neajunsuri. Direcția pentru Protecția Copilului a primit prea puțin bani, așa că a fost nevoie de o suplimentare făcută de Consiliul Județean din excedentul ultimelor ani. Chiar și așa, suma alocată instituției nu ajunge până la sfârșitul anului, iar speranțele se îndreaptă către rectificarea bugetară din vară.
Din cele aproximativ 500 de milioane de lei, 3,7 milioane de lei au fost propuse de Consiliul Județean Vrancea pentru susținerea a 3 evenimente, pentru 9 mai, un festival de muzică populară și pentru concertele care vor avea loc în timpul sărbătorilor de iarnă. Cei mai mulți bani au fost alocați pentru Ziua Europei, așa că cel mai nou dintre consilierii liberali a formulat un amendament. Acesta nu a primit avizul comisiilor de specialitate, așa că alesul județean a încercat să-l susțină în plen pentru a-și convinge colegii să-l voteze. Suma este suficientă, și anume dacă o reducem cu 1 milion de lei și o punem pentru finalizarea investiției de lucrări și consolidare pentru Prefectura Budna, suma de 400.000 de lei pentru această sărbătoare de 9 mai ar fi de ajuns. Mie mi se pare totuși că acest amendament este puțin cam populist și, din câte știu eu, cel puțin drumul are altă finanțare decât cea pe care o propuneți dumneavoastră din bugetul propriu al Consiliului Județean. Noi avem finanțări europene pentru drumurile județene. Suma alocată pentru evenimente în anul 2020 este cu 35% mai mică decât cea din anul 2019. Iar pentru 9 mai, suma prevăzută susține mai multe proiecte. Cea mai mare parte fiind alocată proiectului Copiii Citesc, proiect prin intermediul căruia va fi promovată lectura rândul elevilor. Amendamentul a fost respins de majoritate. În discuție a fost adus și bugetul alocat Direcției de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Vrancea. Acesta este mai mic comparativ cu anul trecut, de la 97 de milioane la 91 de milioane. Chiar dacă au fost dezbateri aprinse, suma nu a putut fi majorată, iar speranța pentru ca instituția să nu rămână fără bani până la sfârșitul anului stă în rectificarea bugetară din vară. Nici de data asta nu au ajuns la un acord. Scandal între primarul municipiului Botoșani și consilierii locali pe tema bugetului pe anul în curs. Liberalul Cătălin Flutur nu a reușit să impună în Consiliul Local, dominat de socialdemocrați, proiectul de buget în forma dorită de el. Ședința de ieri a fost contestată pe motiv că există vicii de procedură, astfel încât consilierii au fost chemați din nou astăzi pentru a relua votul, însă rezultatul a fost același de ieri. Primarul Cătălin Flutur reproșează consilierilor PSD că blochează proiectele de dezvoltare a municipiului. În replică, viceprimarul social-democrat Cosmin Andrei susține că PSD nu a blocat bugetul și l-acuză la rândul lui pe primar că nu a supus dezbaterii publice proiectul de buget pe 2020. Camere de relaxare, spații de joacă, bucătării complet utilate, fotolii relaxante. Nu e vorba despre un centru de wellness, ci despre condițiile oferite ieșenilor care lucrează în IT. Iașul a devenit tot mai atractiv pentru investitorii străini. Mai mult, în plin Brexit, tocmai britanicii investesc în capitala Moldovei. La deschiderea unei noi clădiri a unei multinaționale din Marea Britanie a participat și ambasadorul Andrew Noble. Sorin Stratulat lucrează în ITNC din 2007. Un an a fost plecat și în străinătate, însă tot acasă, la Iași, e mai confortabil, susține tânărul manager. Până și salariile aduc motivă de satisfacție. Unde mai pui că la serviciu sunt toate posibilitățile de relaxare la dispoziție. Faptul că avem aceste, de exemplu, zone de relaxare, gaming, football, PlayStation, e un lucru extraordinar de bun și deja am observat, de exemplu, am colegi care vin în weekend, chiar dacă nu lucrează, și vin și își fac campionate, se joacă împreună. E un lucru foarte bun pentru că ajută, în fond și la urma urmei, business-ul. Ei ajung să înțeleagă mult mai bine, ajung să lucreze ca o echipă, să cunoască și să își facă relații și în afara locului de muncă. Vechi în branșă este și Marius, care nici nu și-a pus problema să plece în străinătate. Știm întotdeauna că niște angajați relaxați lucrează mai bine. De asta probabil și avem o sală de jocuri, bucătărie utilată. E confortabil. E mai confortabil. Doar în această firmă de IT lucrează 600 de ieșeni. Biroul a fost renovat cu 1,5 milioane de euro pentru ca angajații să aibă condiții excelente. Este modul în care investitorul, o multinațională din Marea Britanie, își arată respectul față de angajații români. We looked at Timișoara, Cluj-Napoca before we came to Iași and we found lots of competition for the people. And at the time we were starting small, so we needed to build a close relationship and be important to the community. And we found that in Iași.
La inaugurarea clădirii a participat și excelența sa, Andrew Noble, ambasadorul Marii Britanii în România. El a pus accent pe calitățile angajaților români, fie că aceștia muncesc aici sau în Marea Britanie. Vorbiți foarte multe limbi. Noi britanici nu avem nicio șansă în comparație cu români. You're polyglot. That is a huge strength in a globalized world. Your work ethic, I think, is more prized outside Romania than inside. I have had billionaire investors in my office in London saying, I've got these amazing people working for me in the UK. Leaș lucrează în ITNC aproape 15.000 de persoane. Să vedem acum datele meteo. În următoarele 24 de ore, vremea în Moldova va fi în general închisă și local pot fi semnalate precipitații, mai ales sub formă de ploaie. Minimele nopții vor fi pozitive în orașele reședințe de județ, iar maxima de mâine va ajunge la 11 grade Celsius. Vântul va sufla slab la moderat din sector nordic și la munte valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod obișnuit pentru această dată calendaristică. Cerul va fi noros. După amiaza și noaptea, pe arii relativ extinse va ninge. Vântul va sufla slab și moderat. Temporal se va semna la ceață. Campanie pentru play-off, explozie de bucurie la FC Botoșani. Conferința de presă de astăzi a fost întreruptă de un val de fericire. Echipa a sărbătorit una dintre cele mai mari victorii ale clubului. Pe care ei le-au pus. Staful tehnic împreună cu jucătorii echipei au intrat peste Marius Croitoru și fotbaliștii Andrei Patache și Marco Duganzici la conferința de presă. Ei au fost desemnați să vorbească cu jurnaliștii despre duelul de luni de pe Municipal din ultima etapă a sezonului regular al Ligii I cu Poliaș. Cea mai mare surpriză a fost tortul în formă de teren de fotbal, pe care era scris play-off. Nu mă mulțumește locul 6 pentru că băieții au valoare de mult mai mult de locul 6. Am demonstrat-o cu echipele care am jucat în play-off, care sunt acum play-off pe loc de play-off, că în afară de, eu știu, să zicem, Astra, care mi-a luat 4 puncte, și Craiova, Steaua am bătut, pe CFR am bătut, avem Viitor care se poate califica, am câștigat. Adică sunt lucruri, sunt echipe care, din punctul meu de vedere, joacă un fotbal frumos, un fotbal plăcut, ceea ce ne dorim și noi să facem. Și ne este mult mai ușor să jucăm împotriva unor echipe care ies la joc și joacă, pentru că noi practic nu avem nimic de pierdut. Noi avem numai de câștigat. E o muncă, cred că de 3 ani. 2 ani am ratat la Musteață, să zicem așa, acest play-off, dar în sfârșit am reușit și e o bucurie imensă. Chiar merităm acest lucru, că suntem o echipă foarte bună. Euforia este normală, având în vedere că echipa a bifat cea mai mare performanță din istoria clubului. Jurnalul a ajuns la final, să revedem subiectele zilei. Dispută pe rețelele de socializare după ce a fost anunțată candidatura la alegerile locale a lui Mihai Chirica din partea PNL. Conducerea liberalilor din Iași este de negăsit. Nu-l mai vor pe Tudorel Toader, rector al Universității Alexandru Ioan Cuza. Membrii grupului civic Reset au cerut demisia fostului ministru al Justiției. Investiții britanice la Iași, în plin Brexit, în capitala Moldovei, s-a deschis o nouă clădire a unei multinaționale din Marea Britanie. La inaugurare a participat și ambasadorul Andrew Noble. Atât pentru moment și dacă aveți informații sau imagini ce pot deveni o știre, scrieți-ne pe adresa jurnal@rondtvriaj.ro sau pe pagina noastră de Facebook. O seară liniștită, la revedere!